Reacții dure din partea cetățenilor pășcăneni în legătură cu acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Pașcani fostului primar Neculae Rățoi la inițiativa actualului primar Grigore Grăciunescu. Un tânăr din Pașcani stabilit în Norvegia a trimis o scrisoare deschisă conducerii PNL prin care îi solicită președintelui Crin Antonescu să se delimiteze și să sancționeze public demersul primarului liberal Grigore Grăciunescu de a onora cu un astfel de titlu pe un fost prim secretar PCR. Este vorba despre Daniela Petre, fost membru PNL, exclus din partid chiar de președintele organizației locale Grigore Grăciunescu, cel care a deținut funcții politice în timpul regimului comunist. Înverșunarea cu care primarul Grigore Grăciunescu a ținut să acorde această distincție lui Neculae Rățoi este greu de înțeles, întrucât într-o conferință de presă anterioară, deputatul Rățoi declarase că refuză acest titlu, cu atât mai mult a refuzat să fie prezent la ședința de Consiliu Local unde s-a votat această hotărâre rușinoasă, deși se afla în sediul PSD la 50 de metri distanță de sala de ședințe a Consiliului și a fost solicitat telefonic de către primar cu puțin timp înainte de începerea ședinței. Așadar, Neculae Rățoi nu și-a asumat public distinția de cetățean de onoare al municipiului. Cu toate acestea, evenimentul s-a produs. Răul a fost făcut. S-a scris o pagină neagră în istoria Pașcanului. Ca și cetățean al orașului, mă simt jignit și umilit. Gestul aleșilor locale este inacceptabil și incalificabil. La 22 de ani de la Revoluția din decembrie, după 22 de ani în care marea parte dintre noi ne chinuim să scăpăm de urmările odiosului sistem, oameni politici din Pașcani proslăvesc și decorează pe un fost membru de vază al Partidului Comunist. Cu respect, domnule Crin Antonescu, domnule Relu Fenechiu, vă rog să vă delimitați public de gestul președintelui PNL Pașcani, primarul Grigore Grăciunescu. Așa cum Mona Musc a fost exclusă din PNL pentru un angajament cu fosta securitate, cred că este de bună cuviință să solicitați demisia din funcția de președinte al PNL Pașcani domnului Grigore Grăciunescu. Consider că acesta nu mai reprezintă liberalismul la Pașcani și nu mai poate fi primul liberal al urbei noastre. Aștept cu mare interes demersul dumneavoastră public în această privință și atitudinea pe care o veți adopta față de gestul primarului liberal Crăciunescu. Și vă rog să nu faceți acest lucru cu gândul la alegerile viitoare, ci cu respectul cuvenit față de români, față de Gheorghe Ibrăteanu, ucis de comuniști în închisoarea de la Sighet, față de martirii Revoluției din 89, față de România și față de cetățenii din Pașcani. Pe Facebook, mai mulți tineri au înființat grupul pășcănenilor indignați, o platformă online de opinii și comentarii care sancționează în mod public inițiativa primarului Crăciunescu. Ei au publicat un afiș manifest cu fotografiile tuturor consilierilor pășcăneni care au votat proiectul propus de primar sub numele de Lista Rușinii, care l-au făcut pe fostul lider comunist, cetățean de onoare al municipiului Pașcani. Este vorba despre toți consilierii PSD, liberalii Neculae Ienea și Liliana Centea, precum și pedelistul Cristi Ordăchioaia. Inițiativa primarului Crăciunescu a fost amendată și de consilierul independent Dionisia Floroaiei. În cadrul emisiunii Pașcaniul încotro difuzată joi seara, el a spus că aceasta reprezintă o încununare a acoperirii ilegalităților dinainte de 2008. Festivitatea de astăzi este caracteristică cel puțin actualului primar. Se organizează momente festive exclusiv în scop de imagine. Aceasta este părerea mea. Am anunțat că nu voi participa la această manifestare. Am opinia personală cu privire la modul în care ar trebui analizată activitatea domnului deputat Rățoi. Din punctul meu de vedere, nu este persoana potrivită pentru a se acorda acest titlu. Domnul Rățoi, prin prisma mandatului pe care l-a avut în fruntea acestui oraș, ar trebui să răspundă atât de bunele petrecute în oraș, dar și de relele care s-au petrecut, fie pe latura administrativă, fie pe latura penală. În permanență auzim de la primar că a moștenit multe rele. Despre aceste dosare se vorbește doar în campania electorală, sunt ținute în birou. Poate ar fi fost bine cu ocazia zilei de astăzi să le pună pe masă și să existe într-adevăr o dezbatere dacă domnul Rățoi este un element pozitiv sau nociv pentru acest oraș. Rămân la prima impresie pe care am avut-o despre domnul Rățoi. A fost un element de blocaj în dezvoltarea municipiului Pașcani. Este principalul responsabil pentru stadiul actual al economiei din Pașcani.
Domnul Rățoi face parte din istoria acestui oraș, așa cum face parte din istoria țării Nicolae Ceaușescu, cum fac parte domnitorii fanarioți, cum fac parte marii domnitori, cu toți facem parte din viața țării și din unii dintre noi din istoria țării. Revolta pășcănenilor este cu atât mai justificată cu cât lipsa din sala deputatului Nicolae Rățoi, sub pretextul că refuză acest titlu, a făcut parte dintr-un spectacol regizat de cei doi politicieni. Câteva ore mai târziu, după ședință, primarul Grigore Crăciunescu împreună cu viceprimarul Nicolae Enea au fost la sediul PSD pentru a-l felicita pe deputatul Rățoi atât pentru titlu, cât și cu ocazia zilei sale de naștere. Din imaginile filmate de un membru PSD reiese că între politicienii care conduc organizațiile PSD și PNL Pașcani există mai degrabă o relație de prietenie, nici de cum nu par să fie adversari politici, așa cum o fac în fața camerelor de luat vederi. Din aceeași înregistrare reiese că a fost vorba de o înțelegere. Crăciunescu să-i acorde titlul de cetățean de onoare ex-primarului Rățoi, iar în schimb, consilierii PSD să voteze acordarea aceluiași titlu senatorului PNL Varujan Vosganian. Mai mult, senatorul Florin Constantinescu i-a mulțumit personal primarului pentru această inițiativă. Bravo, domnule. Vreau să îl felicit pe domnul primar Crăciunescu pentru că a luat această decizie ca să îi ofere titlul de cetățean de onoare domnului Rățoi, un titlu pe care îl merită cu deplin și pentru munca prestată timp de 30 de ani în slujba comunității Pașcani. Mulțumim foarte mult! Eu zic că în prima sau în a treia ședință trebuie să acordăm titlul de cetățean de onoare și o Vosganian. A fost o la cineva. De asta mi s-a spus când am spus un pic răutăcios, că astea sunt de felul meu. Și că nu știu făcut de treaba. De ce treaba? E drept, făcut treaba pentru Pașcani, nu pentru Gherla. Nu? Pașcani a făcut treaba când mi-a dat bani nouă. Dar mi-a dat nouă, mi-a dat pentru Gherla, nu pentru... Toată dragostea, să fim sănătoși, menționăm că în ședința din data de 15 martie, primarul Grigore Crăciunescu a rostit un discurs în legătură cu motivele pentru care deputatul Nicolae Rățoi merită titlul de cetățean de onoare. El a spus că performanțele fostului primar sunt greu de egalat, motiv pentru care Nicolae Rățoi face parte din istoria acestui oraș. După ce au enervat un oraș întreg astupând gropile din asfalt cu pietriș, soluție care a ținut o zi până la prima ploaie, salariații primăriei au trecut la etapa următoare. De vineri au început să repare gropile din străzi folosind plombe de ciment pe strada Ceferiștilor. Astăzi a venit rândul altei străzi, 1 decembrie 1918, care face legătura dintre poliție și Peștișorul. Lucrarea era făcută de o echipă de la Societatea de Salubritate care mătura și curăța gropile și una de la gospodăria comunală care plomba folosind un fel de beton. La apariția camerei de luat vederi, salariații primăriei s-au făcut nevăzuți. Felul în care autoritatea locală înțelege să repare străzile i-a indignat pe șoferii pășcăneni. Ei spun că s-au săturat de lucrările de mântuială, cerând primarului să folosească banii din taxe și impozite pentru a repara străzile odată și bine, nu pe cârpeli care țin cel mult câteva săptămâni. Ciment normal, că e ceva normal. Nu e bun, normal că nu e bun. Cum să pui ciment? Ce trebuie acus? Bitum din ăsta care ies pe jos, normal. Da. Scârpești, ca și cum ai... Da, asta e cum se cheamă, pe românești, țigăneală. Nu? Corect. Ciment asfaltează. Asfaltează cu asfalt, spuneți-i, nu cu ciment. Noi plătim rovinete, plătim și toate, mai cât mi-am stricat jante la mașină. Și cauciucuri fermate. Pentru ce plătim noi impozii? Pentru ce plătim noi asigurare și toate astea? E frumos așa, cu ciment și numai cu balastru? Toate, e bătaie de joc. Sincer, să fim reali și bătaie de joc.
Măcar trebuia să pun semne dincolo, să nu intrăm. Până aici să, să mergem o jumătate de kilometru de aiurea. Deja sunt 1000 de găuri până aici. Bătaie de joc. Ce să mai... Banii noștri pe mâna altora. Este pentru al doilea an în care edilii locale încearcă această metodă. Reamintind că anul trecut imaginile filmate de un pășcănean cu muncitorii primăriei astupând gropile cu ciment pe care îl netezeau cu cizma de cauciuc au făcut ocolul României, fiind difuzate de majoritatea televiziunilor naționale. Viceprimarul Pașcanului, Neculaienea, a precizat că strada 1 decembrie 1918, pe care s-a lucrat astăzi, a fost închisă circulației și va rămâne așa până mâine dimineață. E vorba de astuparea gropilor care toți pășcănenii își doresc, e adevărat, cu mixtura asfaltică, că asta e cea mai bună metodă. În schimb, programul de licitație mai durează până va avea loc și profitând de aceste zile frumoase, spunem noi, după cum vedeți și dumneavoastră, am considerat că pe strada, cea mai dificilă stradă, care era 1 decembrie, de la poliție până la Biserica Catolică, am închis circulația pe un segment, pe jumătate, până la intersecția cu strada Mihai Eminescu. Ne periclităm chiar atât de mult circulația proprietarilor de autoturisme sau alte mașini care acționează în zonă. Am curățat, s-a făcut o acțiune de curățare generală, moluzului, materialul antiderapant și alte reziduri care au mai ieșit. Așa a fost iarna. Și am început printr-o metodă, poate de unii controversată, dar am văzut că la Fălticeni, Suceava, s-a mai practicat și în alte orașe, să astupăm grotele cu un beton, profitând totuși de zile calde, că betonul nu se toarnă în orice condiții, adică la temperaturi de sub minus 5 grade, minus, e mai greu. Conducerea Spitalului Municipal din Pașcani intenționează să găsească finanțare pentru a amenaja în curtea din spatele instituției un loc pentru aterizarea elicopterelor. Heliportul ar urma să coste circa 400.000 de lei, speranțele pentru obținerea finanțării legându-se de Consiliul Județean Iași. În acest moment, elicopterul care preia urgențele medicale de la Pașcani este nevoit să aterizeze la stadionul de fotbal situat la capătul orașului. Directorul medical al spitalului, Diana Axinte, spune că acum se pierde timp prețios, 10 de minute, până se solicită ambulanța, până aceasta preia pacientul și îl transportă la stadion, în loc ca elicopterul să aterizeze chiar lângă spital. Ea spune că în aceste condiții aproape că pacientul ar ajunge la Iași pe șosea, pierzându-se avantajul de timp al transportului cu elicopterul. Dat fiind faptul că la Spitalul Municipal Pașcani se acordă asistență medicală de urgență de pe o rază de aproximativ 80-90 de kilometri în jurul orașului, adesabilitatea în această ramură, în această specialitate este destul de mare și inevitabil avem de transportat pacienți la eșalonul superior, pentru că depășesc competența spitalului nostru. În cazul urgențelor majore, cel mai rapid transport este transportul cu elicopterul. Avem terenul, avem disponibilitatea, avem bunăvoința, avem dorința. Rămâne să găsim sursa de finanțare, pe care deocamdată nu o avem. Și ca să știm exact ce bani ne trebuie, am început niște discuții cu cei care ar putea să ne spună exact ce nevoi sunt pentru construirea unui heliport. Este foarte necesar, chiar dacă trimitem un singur pacient pe lună, este foarte necesar pentru că transferul este foarte rapid. Și acum transferul este rapid, dar nu chiar atât de rapid pe când am dorit noi, pentru că o salvare care pune sirena și merge așa cum trebuie să meargă când transportă urgență, ajunge în 45 de minute la ea și uneori transportul cu elicopterul depășește 30 de minute cu această tevatură cu ambulanța, uneori chiar și mai mult. De aceea am dorit să, ca pacientul să poată fi ridicat direct din curtea spitalului. Accident groaznic, petrecerea de pietoni în apropiere de Târgu Frumos. Un bărbat de 52 de ani se zbate între viață și moarte după ce o mașină a trecut peste el. Faptul s-a petrecut vineri seară în fața restaurantului Corona. Incidentul a fost văzut de un trecător care a sunat la numărul de urgență 112. Un echipaj SMURD a acordat victimei primul ajutor, după care a transportat-o la unitatea de primiri urgență a Spitalului Sfântul Spiridon în stare de șoc, având toate coastele rupte. La sosirea echipajului, pacientul se afla în stop cardiorespirator. A fost resuscitat la fața locului de medicul de pe echipaj. A fost diagnosticat cu politraumatism, suferind traumatisme multiple.
A fost operat de urgență, iar în prezent se află la secția de terapie intensivă. Pronosticul în acest caz este extrem de rezervat, a declarat dr. Gabriel Perianu, medic primar la Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Un bărbat de 62 de ani este în stare gravă la spital după ce în ziua de luni a fost lovit de un tren. Faptul s-a petrecut în jurul orei 11 și 15 în zona stației Pașcan-Triaș din zona Vatră. Primele concluzii ale cercetărilor poliției TF spun că ar putea fi vorba despre o tentativă de sinucidere. Muncitorii de la calea ferată au relatat că bărbatul, identificat mai apoi ca fiind Victor Varga din Hălăucești, se tot plimba prin zonă de circa o oră. La un moment dat, el s-a postat pe șina de tren în zona unui macaz pe linia pe care urma să treacă trenul Bacău-Pașcani, doar că pe linia alăturată a trecut alt tren, adjunct Suceava. Bărbatul a fost lovit în partea stângă a corpului, cel mai probabil de scara primului vagon. Impactul i-a rupt câteva coaste, însă omul s-a lovit și la cap. Mai mult, se pare că avea și probleme cardiace, starea sa fiind gravă, fiind transportat la un spital din Iași, imediat ce a fost stabilizat la spitalul din Pașcani. Astăzi, în jurul orei 11, am fost sesizați prin apelul unic de urgență 112 despre faptul că în triajul Pașcani se află o persoană lovită de un tren. În urma primelor verificări efectuate, am stabilit că trenul personal 5421 dinspre Ajut spre Suceava, la intrarea în halta CFR Triaj Pașcani, a lovit o persoană de sex masculin. A fost identificat o persoană de sex masculin în vârstă de 62 de ani din comuna Hălăucești, Vargă Victor, care a fost preluat de serviciul de ambulanță din municipiul Pașcani către spital și s-a constatat un traumatism toracic sever. În continuare va fi preluat de către o altă ambulanță și transportat la Iași. Noi vom efectua verificări pentru stabilirea cu certitudinea împrejurărilor în care a avut loc accidentul. Un copil de 11 ani din Vânători a ajuns la spital după ce a fost bătut de tatăl vitreg, un bărbat de 33 de ani, pe nume Vasile Dumitrașcu, care l-a bătut cu pumnii și picioarele. Băiatul a ajuns la spitalul municipal din Pașcani în ziua de sâmbătă, adus cu ambulanța după ce a luat din nou bătaie de la tatăl vitreg. El a povestit că a fost lovit fără niciun motiv anume, doar pentru că trecuse prin fața bărbatului. Medicii au constatat că băiatul avea o rană la cap, acordându-i îngrijirile necesare. Poliția a început o anchetă în cursul căreia au aflat de la vecini că bărbatul și soția sa sunt amândoi violenți, mai ales când beau. De altfel, polițiștii o caută de câteva zile pe mama băiatului, fără a reuși să dea de ea. Cei doi soți mai au un copil împreună. În seara zilei de sâmbătă, 17 martie 2012, un minor în vârstă de 11 ani din comuna Vânători, județul Iași, a fost adus cu ambulanța la Spitalul Municipal Pașcani, unde a fost internat și stabilit diagnosticul de traumatism craniocerebral minor. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, a rezultat faptul că în seara acelei zile minorul a fost agresat de către tatăl său vitreg în vârstă de 33 de ani, care se afla sub influența băuturilor alcoolice. Pe numele agresorului s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de loviri și alte violențe. De asemenea, vom sesiza și Direcția Generală de Protecție a Copilului Iași. O mamă inconștientă era să-și omoare propriul copil în timp ce se distra cu mopedul pe Islaz. La o manevră de întoarcere bruscă, băiatul în vârstă de 10 ani a zburat la propriu de pe locul din spate al motoscuterului cu care mama sa făcea derapaje pe Islazul din satul Stoci, comuna Miroslovești. Faptul s-a petrecut în seara de duminică, în jurul orei 19. Maria Maftei, în vârstă de 34 de ani din Stoci, a dat cursul rugăminții fiului său de a face o tură cu motoscuterul nenmatriculat pe care l-aveau. În urma căzăturii, copilul a acuzat dureri pe partea stângă a corpului. Mama a chemat ambulanța care l-a transportat la Spitalul Municipal din Pașcani, unde a primit îngrijiri medicale. După un consult amănunțit, copilul a fost externat. În seara zilei de 18 martie 2012, o femeie în vârstă de 34 de ani din satul Soci, comuna Miroslovești, județul Iași, se deplasa cu un moped neînregistrat pe Islazul de la marginea satului Soci, având ca pasager pe fiul său în vârstă de 10 ani. La un moment dat a efectuat o manevră bruscă, iar copilul a căzut de pe moped, suferind leziuni ușoare, fapt pentru care a fost adus cu ambulanța la Spitalul Municipal Pașcani, unde au fost acordate primele îngrijiri medicale și nu a rămas internat. Și în acest caz, poliția rutieră face cercetări și în funcție de rezultatul acestora se vor lua măsuri legale față de conducătoarea mopedului.
La sfârșitul săptămânii trecute, o vânzătoare de la un chioșc cu ziare de pe Esplanada a fost furată pentru a doua oară de către un individ care a folosit aceeași metodă. I-a povestit polițiștilor că un bărbat de circa 40 de ani a cerut un pachet de țigări pe care a vrut să-l achite cu o bacnotă de 100 de lei. După ce vânzătoarea a dat țigările și în timp ce căuta să-i dea rest, bărbatul a înșfăcat bacnota cu care plătise plus pachetul de țigări și a luat-o la fugă. Polițiștii au reușit să identifice autorul, fiind vorba despre Dumitru Hâncu, domiciliat în județul Neamț, dar care își petrece timpul mai mult prin Pașcani. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru furt din cercetări, ieșind că el aplicase aceeași metodă de a face rost de țigări de la mai multe chioșcuri din zona de al. Păi, omul Dumitru se numea. Asta la poliție am aflat. Așa că l-am interogat. Cum o păcălit? Mi-a luat restul și țigările și banul lui și o fugit. Și a doua oară când o încercat, l-am prins. A mai venit încă o dată? La o săptămână, fix la o săptămână, a încercat din nou. Și ce anume a vrut să cumpere? La fel. Țigări? Vă dădea bani mari, vrea să cumpere? De un milion, da. Identic. Și am înțeles că aceeași chestie și la piață, în deal, la brânză și la mai multe magazine. Da, dădea banul de un milion? Mhm. După ce îi dădeai restul, deci țigările le-am pus și-o lua țigările, că să-i dau restul, o tras banii și-o fugit. Țigările și le-o lua prima dată. Numai că i s-au fundat. La piață, la brânză, am înțeles. Tot la fel cu milion, numai că pe fată o păcălit-o altfel. Am înțeles că unul s-a dus cu o hârtie de 100 înainte. I-a dat hârtia ruptă așa într-un colț, crăpată, ruptă, nu știu cum. I-a pus hârtia, i-a dat brânza și ce-a cumpărat el acolo și a doua oară a venit altcineva. Și-a spus că... Păi uite-te acolo în sertar, că ți-am dat hârtia de un milion. Eu zic, și ea când s-a uitat, i-a dat restul la milion. O lua și milion, o lua și restul. Din câte am înțeles, ea nu avea să-i dea rest și i-a dat milionul să-l schimbe. Deci, tot felul de păcăleli. Mai mult, două eleve din Pașcan sunt cercetate de către poliție pentru furt dintr-un supermarket din centrul orașului. Fetele în vârstă de 16 ani au fost surprinse de angajații de la Profi în timp ce băgau sub haină mai multe produse de la raionul de cosmetice. Celor de la magazin li s-a părut suspect faptul că cele două tinere s-au învârtit mai mult timp printre rafturi, fără să pară că vor să cumpere ceva anume. În momentul în care au fost prinse, ele au declarat că intenționau să achite produsele când ar fi ajuns la casa de marcat. Un tânăr de 21 de ani a reușit să distrugă mașina unui consătean și poarta altuia după ce a încercat să pornească într-o plimbare la volanul autoturismului unui vecin. Faptul s-a petrecut la Topile, stat din comuna Valea Seacă, în seara zilei de duminică. În jurul orei 18, Ion Andronache, de 20 de ani, a parcat autoturismul marca Volkswagen, aparținând părinților, pe podețul din fața curții familiei Strugaru, după care câțiva metri mai încolo a stat de vorbă cu o cunoștință. Văzând cheile în contact, un vecin, Dan Cojocaru, de 21 de ani, și-a zis că ar fi bine să pornească mașina. Zis și făcut, doar că neavând permis și neștiind nici să conducă, a trecut cu mașina prin poarta în fața cărei era parcat autoturismul, ajungând aproape de casă. Văzând ce s-a întâmplat, tânărul s-a făcut nevăzut. Polițiștii chemați la fața locului nu l-au găsit în acea seară acasă, continuând căutarea sa pentru a-l cerceta sub acuzația de distrugere. În seara zilei de 18 martie 2012, un tânăr în vârstă de 20 de ani din satul Topile, comuna Valea Seacă, județul Iași, a parcat autoturismul, proprietatea tatălui său, marca Volkswagen, în fața locuinței unui consătean, lăsând cheile în contactul autoturismului. În acest timp, un alt tânăr din aceeași localitate, în vârstă de 21 de ani, s-a urcat la volanul autoturismului, l-a pornit și s-a izbit cu acesta în porțile de acces în curtea locuinței acelei familii, ajungând cu autoturismul până la zidul locuinței. Până ajunge la fața locului, echipajul de poliție, tânărul fugise de la locul evenimentului. Polițiștii rutieri fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul rutier și în funcție de rezultatul acestuia vor lua măsurile legale ce se impun față de tânărul în cauză. Facem precizarea că acest tânăr nu poseda permis de conducere.
Sâmbătă, în jurul orei 13:30, pompierii de la Târgu Frumos au intervenit în satul Cristeș, comuna Brăieș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un adăpost de animale. A ars acoperișul cu asterală din lemn și învelitoare din plăci azbociment al acoperișului pe o suprafață de aproximativ 25 de metri pătrați. Proprietarul a făcut focul pentru arderea resturilor vegetare rezultate în urma igienizării curții, vântul împrăștind jarul pe acoperișul adăpostului. Pe timpul intervenției au fost salvate două cabaline și două bovine. Aceiași pompieri au fost solicitați să intervină duminică în jurul orei 14:30 în comuna Bălțați pentru stingerea unei arderi necontrolate izbucnită pe un teren viran. A ars vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Eveniment important pentru comunitatea sportivă locală. Sâmbătă, începând cu ora 11, la restaurantul Select Plus din Pașcani, a avut loc cea de-a doua gala sportului pășcănean din acest an. De această dată, organizatori au fost consilierii PSD Dumitru Pantazi și Vasile Pleșca prin intermediul firmelor pe care le conduc. Mai exact, este vorba despre o replică dată de organizatori primarului Grigore Crăciunescu, care la gala care a avut loc la începutul lunii martie a spus sportivilor invitați, în majoritate copii, să se ducă acasă și să le spună părinților că nu are bani de premii pentru că aleșii local din PSD i-ar fi luat banii din bugetul local. Faptul nu este nici măcar adevărat. Resursele financiare despre care primarul se plângea că nu le mai are, fiind și acum disponibile în bugetul Pașcaniului. Vă mulțumesc deosebit de mult pentru faptul că ați dat curs invitației noastre și mă bucur nespus de mult pentru că am reușit să duc la îndeplinire o promisiune făcută și anume aceea de a premia performanța în sportul pășcănean. Bine ați venit! Așa cum știți și cum s-a pomenit mai devreme, eu cred că de prin anul 2000 m-am implicat activ în susținerea fotbalului pășcănean, dar nu numai, a întreg sportului pășcănean. Pentru că echipa mare de fotbal, noi o ajutăm tot timpul, adică zi de zi și lună de lună. Și ea este oricum ajutată și am ajutat celelalte, să spunem, secții care au și ele nevoie de ajutor. Aici, la fotbal, o să primim doar o grupă, cea mai mică. Au și nevoie de un ajutor, e grupa lui Dan Negria, anul 2000. Se află în primul loc, nu e ușor să concurez cu Iașu, cu altă arie de selecție. Și sperăm că va lua sau va termina pe locul întâi și ne va reprezenta mai departe la faza pe zonă. Am fost un pic mulțumit de ultimele apariții în presă și poate nu e momentul să le spun, dar sunt lucruri care mă dor, sunt dintre aia care am pus mult suflet și bani ca să funcționez sportul și în special fotbalul și clubul Pășcănean și s-au spus minciuni în presă precum că n-am aprobat bugetul sau nu i-am aprobat bugetul și nu poate începe campionatul sau chestia că s-au furat bani de la sport și din cauza asta sportivii nu și-au primit premiile în bani. Ceea ce sunt niște neadevăruri. Noi astăzi am făcut lucrul ăsta din surse proprii. Față de gala de acum două săptămâni au fost premiate cluburile și nu sportivii pentru a fi încurajat spiritul de echipă și performanță sportivă, după cum a ținut să precizeze Dumitru Pantazi. Evenimentul la care au participat circa 150 de persoane a fost presărat cu momente vesele, epigrame și monologuri susținute de scriitorul pășcănean Vasile Avrămiuc și Neculai Verdeanu, componența ai unui grup umoristic local. Dați-mi voi, dragi prieteni, să vă spun și eu un lucru. Mai de unul doar chenzina și îmi cumpărai pantofi. Deși ori cum se cuvine, bucuros, nevoie mare, iar duminică spre sară, înnoit, ies la plimbare. Țanțul își fac un tur prin centru și filez pe sus prin ceară, dacă nu-s pus în pericol să mă agață pe un codaș. În ceea ce privește premierea, reprezentanța ai cluburilor și secțiilor sportive pășcănene au primit câte o diplomă și o sumă de bani. Este vorba despre Colegiul Unirea, secția de handbal fete, antrenată de Vasile Sofron, dar și echipa de băieți, antrenată de Alina Turcu.
Școala Iordache Cantacuzino, echipa de handbal fete, învățător Maria Grădinaru și profesor Rotaru Cătălina. Colegiul Mihail Sadoveanu pentru handbal fete, profesor Radu Manoliu, fotbal profesor Petrică Angheluș, volei profesor Rodica Angheluș. Grup școlar Mihai Busuioc, fotbal băieți Claudiu Boroșteanu. CSS CF Unirea Fotbal, senior și junior, profesor Ion Damian. Clubul sportiv US Moldavia, atletism și șah, președinte Gelu Costăchescu. Clubul Long Hop Așcani, cu Anchido, președinte Adrian Zămosteanu. Clubul sportiv Cosarom, fotbal junior, antrenor Șerban Nemțanu. Secțiile de atletism, antrenor Mihai Vicovanu. Rugby fete și băieți, antrenor Neculai Tarcan. Fotbal junior, grupa 2000, antrenor Dan Negri. Bună ziua, vreau să vă salut și eu și aș vrea să completez pe domnul comentator sportiv, care în anii de glorie comenta orice joc al echipei Cetăriseni. Aș vrea să-i spun că nu sunt oaspete, eu locuiesc în Pașcani, lucrez încă în Pașcani, o perioadă de 2 ani și jumătate am fost detașat la primăria municipiului Iași. Deci sunt pășcănean și inima mea bate tot timpul pentru acest oraș. Aș vrea și eu să ofer un sprijin acelei grupe mici de la CSM Pașcani, domnului Negri Dănuț, această sumă pe care am primit-o. Domnul Negri, te rog frumos, vin un pic. Să-ți împlinești obiectivul ăla. Aș vrea să mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Au fost acordate și două premii individuale pentru întreaga lor activitate, fostului fotbalist din anii 70 Dan Sălceanu și fostului arbitru FIFA Ionel Popa. Acesta din urmă a făcut un gest deosebit, aplaudat de către cei prezenți, donând pe loc premiul în bani grupei mici de fotbaliști antrenată de Dan Negri. Deci a fost o promisiune făcută de mine că voi premia performanța în sportul pășcănean. Nu am premiat persoane, am premiat cluburile care, competiționale care au produs rezultate deosebite în sportul pășcănean și prin care Pașcaniul s-a făcut cunoscut nu numai în țară, ci și în străinătate. În această noapte cerul va avea înorări și pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade. Marți, deși temperatura aerului va marca o scădere ușoară față de intervalul precedent, vremea se va menține caldă pentru ultima decadă a lunii martie. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 3 și 7 grade, mai coborâte în depresiuni. Presiunea atmosferică va fi relativ staționară.